Și eu am făcut două ori. Și dacă mai uiți propunerea mea. Da, s-a aprobat ordinea de zi. Nu, mă mai întinde să mă duc și gândi după care. Da, să înceapă. Da. Dumneavoastră, domnul Somon? Voi luți. Rus, Claudiu. Vă rog, spuneți la vot propunerea domnului Comoraș și Ilita. Adică, pentru ce nu domnul Rus, Claudiu? Mai uți, Claudiu. Prima e Claudiu. Prima e Claudiu. Să dați un verde, e clasare. Da, mai e două luni. Da, eu. Bun, bun. O să o supun atenției dumneavoastră la viitoarea ședință de Consiliu Local și cu cealaltă propunere pe care am primit-o. Sunt urmare o retragere de ordinea de zi de la ședința de astăzi. Șapte.
plătiți cu modificabile aduse. Cu proiectul retragere de domnul primar. Da? Și suplimentare. Nu, dar capitol. Supunerea la ordinea de zi cu retragerea, sigur, retragerea proiectului numărul 7 și ordinea de zi. Cine este pentru? Bună dimineața. Supunerea la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul adus de câțiva consilieri locali. Cine este de pentru? Procesele verbale din data 18 decembrie. Dacă are cineva obiecțiune la procesele verbale la ședința anterioară. Dacă nu sunt, să puneți la vot. Nu sunt obiecțiuni. Să punem la vot. Cine este pentru? Nu am nimic. Următorul proces. Ai zis că e 5? Asta 8, 8. Nu, 18, 18, 24, 24, 24, 4 ani. Asta e 5? Un cică de-a dat un loc. Nu, da, da. Era ceva. Bun. Proiectul de 24. Dacă are cineva o mențin, pentru că și-a întrebat. Spune la vot, cine este pentru? Nu, pentru. Ordinea 10. Proiectul numărul 2 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 din excedentul anilor precedenți a bugetului local. Proiectul numărul 3. Ați putut să vă spunem? Da, sigur. Da, să citim. Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, reabilitare termică a școlii generale cu clase de 1-8, Iorghe Abrămescu, Crăjești. Scrie domnul Comrașor. Domnul primar, la investiția asta era 3.300.000 de lei.
Acum, la aprobarea tenirului, sunt mărinte. De ce-i da? Nu. Ați citit în material? Nu, dar de obicei știi că se mai face. Deci, domnule, ați citit în... Pentru că suplimentare de asta. Ați citit care dumneavoastră expune din mine. Intenționăm să facem niște mobilier acolo, niște dulăpioare care să știm copiii ghiozdănerile, cu ele am introdus în toate clasele rețea de internet, poate pe dată la ori educativ e nevoie de internet și atunci să nu modi copiii din aia, în altă parte, în laborator, acolo era, așa, la sala aia de la etaj, și au locuit și, sau înlocuiesc și direcția care era fisurat, șters, așa, au pus așa și ea și în celălalt. Da. Nu se depășește vizul inițial aprobat și ce s-a licit. Am înțeles că n-a primit avizul Comisiei Economice, nu? Da. Da. Vă supuneți avizii aprobării Consiliului Local, cum doreți dumneavoastră, s-a aprobat dispoziția de șantier, dispoziția de șantier o stabilește dirigintele de șantier, constructorul și beneficiarul în funcție de ce se găsește pe parcursul lucrării. Apar modifică. Poate să fie una, poate să fie 10, poate să fie mai puține. Repet, devizul general poate fi modificat de ori câte ori este nevoie pe parcursul desfășurării lucrării. Și în ce parte? Să înțelegeți. Sunt funcții de ce se găsește. Și surprize sunt, și unele dintre dumneavoastră ați văzut, le-am și publicat, au fost și sunt lucrări ascunse pe care constructorul le descoperă pe parcursul lucrării și dacă intervin costuri suplimentare, se supune atenție Consiliului Local să mănânce. Domnul, vă rog, da, vă spune domnul Cerdeș. În prima, aici a dumneavoastră solicitată locuirea patoselii digresie din lucrurile sanitare. Da. Că acestea devenind inestetice în raport cu modernizările prevăzute. Da. Ăsta să fie principalul scop, adică dacă de acum... Trebuia să fie și fisurate unele dintre ele, erau parțial. De au fost puse de ultimare, au fost recepționate în anul cât. Acum 4 ani. Acum 4 ani. Da. Garanția să terminat la lucrarea acum. La care e? Garanția de la toalete. Nu. Nu știu. Băi. De regulă, pentru orice lucrare are garanție 94 de luni. Așa. Da? Sunt 4 ani sigur, siguranță de când s-au făcut înțeleg. Da, dulăptoarele astea, nu considerați fi mărimea ca un... Că nu trebuie sau ce? Nu, nu, mărimea lor. Așa. Ați discutat... Avem modelul în sala de cancelare. Nu știu, dulăptoare, plus minus... lățimea unei uși, un pătrat de lățimea unei uși, mai întâmplă. 60 cm pe 60 cm la 1,30 m. La 1,30 m înălțime. La 1,30 m. Să ajungă fiecare copil, să ajungă, da. Da. Vor fi două sau trei rânduri de dulap unul peste altul. Dar în mod comun. Adică într-un dulap mai multe uși. 9, 12, în funcție de... În fiecare clasă vor fi 11 sau eu aici... În fiecare clasă va fi pentru dulapior pentru fiecare copil. Adică într-un corp de dulap, nu sunt 11 dulapuri separate, într-un corp de dulap sunt mai multe compartimente. Adică pentru fiecare copil din clasă. Ai și dacă e nevoie de două, de trei corpuri, în acea fel încât să asigure necesar de copii, vor fi făcute două sau trei dulapuri din care, cu câte 3, 6, 9 sau 10 sau 12 ușițe. A, deci puneți mai multe, deci nu mai multe ușințe. Ca ei ziceți de 11 dulapuri. 11 dulapuri. Da, 11 sunt de clasă, probabil. Da, dimensiunea de 60 cm e foarte mic, domnul primar. Cu o carte are, sunt cât și 40 cm. 60 pe 60, se înălțime de 1,30 m. 60 cm înseamnă 3 barbe. Doamnă, repet, avem un model, un dulap făcut în anii din urmă, la cancelare, unde sunt profesorii, acum, mă rog. Recuzită. Recuzită, da. Bun. Mai întrebare, domnul primar.
nu cumva la înlocuirea pardoselii și la toate astea se încadrează în documentația aceea de doar de dispoziții de șantier, nu trebuia o reautorizare cumva? Da. Aveți o dispoziție de șantier, da. Nu se face o pumă. Nu se face. Bun. Și n-ar fi fost logic ca întâi să fie întrebat Consiliul Local sau întâi să se aprobe și abia după aceea să se facă? N-ar fi bine să întrebăm, să întrebe angajatorul la ce oră să intre în fiecare țin școală, să intre Consiliul Local? Nu, domnul primar. Dar dumneavoastră... Astăzi solicitați, nu știu, chiar solicitați... Astăzi este data de 29 ianuarie. Așa. Și pe noi ne puneți să aprobăm și să ridicăm mâna, da, pentru ceva ce este... De vizul general, așa cum s-a, da, modificat și la canalizare de mai multe ori, așa cum s-a modificat și la sală de puteți de mai multe ori, așa cum se va modifica probabil la fiecare lucrare în parte. De vizul general se aprobă și se modifică ori de câte ori intervin modificări. Și la cabinul cultural intervin modificări și la canalizare, ca, repet, la fiecare obiectiv de lucrare. Da. Prin dispoziție de șantier s-au constatat anumite chestii, s-a făcut o dispoziție de șantier, aprobată de dirigintele de șantier, care e reprezentantul primăriei, primar, constructor și această dispoziție merge la... Întâi le face, este corect ca întâi să se facă și abia după aceea să se aprobe, adică întâi punem... Dacă nu-l aprobați. Dacă nu vă place, nu-l aprobați, că dumneavoastră e muncă multă de lămurire, da, și chiar nu pot să îmi permit să stau de fiecare dată să vă explic. Știți exact despre ce este vorba, e doar nu cu el, pe care de a fost ca dumneavoastră de răspuriță, de fiecare dată. Da, vă rog. Da, deci... Supărerea voastră. Cine este verde? Trei pentru. Deci de asta nu sunteți de acord să înțeleg, ca să facem, mă rog, modificările astea, să creștem confortul copiilor în școală. Nu să nu aveți nevoie de aceste dulăpioare, nu aveți nevoie de cuiere, noi nu aveți nevoie de chestiunile care le punem acolo la viziere, alea. Nu, alea nu mai pot fi folosite. Au 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, nu știu, poate sunt tot și mai mult de 40 de ani. Alea nu vor mai fi puse pe pereți. Oricum, atunci în primar la școală copiii trebuie să-și expună lucrările, trebuie să găsesc cu doamna directoare. Corect. Dar nu am avut eu de acasă și nici dumneavoastră. O soluție, da, pentru ca copiii să își expună lucrările. Știți, da, am înțeles, da, că este s-o interzis să lipească polistirele, este s-o interzis așa, iau focul cu copiii să speli pereții cu șervețelii umedii, adică s-o copiii? Da, domnul primar. Dacă aveți probleme de astea, trebuie să puneți atenție. Nu sunt pus atenție, doamne director, da, niște chestii care nu sunt normale. Dar cum să nu? Adică, dacă s-au făcut lucrarea, s-au dat drumul, asta este, se folosește. Se folosește. Înțelegeți acum? Domnul tău și vreau să ascult. Nu, dar așa vreau să era vorba de da. Deci, restul ați considerat abținere, să înțelegem, da? Da, sunt trei. Abține sau opătine? Tot acolo. Abținerea sunt considerată ca... Proiectul număr 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de vederul general după finalizarea execuției privind cheltuielile necesare investiției, construirea sala de festivități în comună Prăjeri de Suhatău. E vorba de vizul finalizat și dumneavoastră la o ședință anterioară n-ați fost de acord pentru că să vedeți procesul de plan de recepție. Am avut procesul de plan de recepție, semnat de toate părțile. Dacă acum aveți altă părere, ridicați. Nu mai avea nimeni altă părere. Vă spun și omul cu orașul. Deci, domnul primar, deci total general de vizit la sala de festivități. Da. Cât este sumă? Aveți cât e în față, aveți cât e în față. Da, am înțeles că e diferență. Nu e că am înțeles. Domnul, aveți cât
aveți hârtia în față, este vorba de 1.313.851. Deci 13.138.510 milioane. Da? Asta e devizul general. La sala de vizită. Așa cum o vedeți. În dotare, fără mese. Da? Scaune erau prevăzute, aparatura necesară, stații, boxe, ce mai e acolo, aerul condiționat, ăla este prins în revizional. Doar mesele sunt suplimentare, făcute. Când au fost al mesei, ca să le mămire din tot 200 de lei plus TVA, per bucată. Per bucată. Dar ce nu da? Și 105 lei cu TVA, nu stau aici. Nu stau 4 ani, pur și ceva ca să nu stau aici, am văzut nimic ăla. Nu le-a reparat, le-a pus pe Facebook, că le reparau mai numai gradul oamenii primării. Deci mesele erau lucruri necesare și avea cumpărat. Deci discutăm de mese, domnul. Hai de mă întreba, doamna, ce se am un nume. Mă, dar nu vorbim de care ne vedim. De asta e de învățare. Nu sunt mese. La direcție de sunt doar, du-te și le număr. Dar nu am zis că nu simt, dar am zis să înțeleg ce vorbim de la tot. Dar mă întrebi să-i pun omul afară aici. Dar nu am zis. Dar nu am zis. Pentru că le-a aruncat domnul Boloc pe și poate la mine, le-a aruncat nu știu care. Dar sunt deteriorate. Bine, au 7-8 ani. Da, bine, da. Conform procesului de evaluare recepție, aici suma este alta. Adică e 1.074.938. Da, este doar valoarea construcției cu TVA, fără mașini utilaje și ce au folosit în construcție și dotări. De ultima rubrică, da? Nu, din procesul verbal de recepție a sării festivității. Da, se referă la construcții montaje, valoarea. Da. Păi bun. Da. Valoarea generală cu dotări este de 310.000 de lei. Și aveți în devizul de la asta exact, da. E pe capitol. E exact tot ce s-a de devizul general nu trebuie să aibă aceeași valoare cu procesul verbal de recepție, că valoarea din procesul verbal de recepție este valoarea de inventar a lucrării și trebuie să fie valoarea totală a devizului. Nu trebuie să fie aceeași valoare. Întreb și eu acum, că sunt două sume diferite, plus că hârtia care mi-a dat-o mie în luna 11-a îmi zice ca și valoare în sala de festivități 1.231.610. Adică eu am trei sume. Cum aș să ne ziceți care este cea reală? Da, păi sunt niște diferențe. Dacă nu vrea să aveți suspiciul bun, că sunt nereguli. Păi, dar eu vreau să ne jumăriți, domnul. Devizul general, actualizat, valoarea totală a lucrării, este de 13.000.000.000. Okay. 138.510. Asta este valoarea totală, da? În procesul verbal de recepție, nu trebuie să aibă aceeași sumă cu valoarea devizului. Taxele s-a de jos, montajul, utilaje. Păi, astea sunt plătite tot de noi. Nu este logic da. Să regăsesc nu în aceeași loc. Valoarea recepției, valoarea lucrării. Este valoarea de care taxele este și asta este valoarea. Da, se poate spune. E mai bine să o informații pe procesul de la cineva care a asigurat secretariatul când a făcut procesul de valoarea și recepția. Deci, domnul secretar, poate dumneavoastră aveți mai multă cunoștință. Valoarea procesului verbal se trece în lista de inventarea noastră. O aveți anexată la opțiune. Nu aveți deviza anexată la procesul verbal? Am, dar sunt două sume diferite. Dacă devizul e de 13... Doamna contabilă, voi explica mai sus experiența. Păi nu, da. Lăsați să sună pe domnul inginer Dulare, este secretar comisiei, a participat la recepție, dar eu nu știu în ce constă suma. Logic, în procesul ăsta verbal de recepție, nu trebuia să fie inclus toată suma care s-a cheltuit la campanie. Doamna inginer, în procesul local și un consilier a fost întrebat la recepție la scaun sau la masă. Răspund. Cum să ne facă recepție dacă este de la de devizul? 3.183.000. Devizul general actualizat la sala de festivități. Mă auziți, da? Sunt puterea domnului pe speaker. Devizul general la sala de festivități
este 1.3.1.3.8.5.1, adică 13.138.510. În procesul verbal de recepție avem o altă cifră, mai mică. Și doamna... General actualizat. Da. O plinire. Toate cheltuielile care s-au făcut pentru edificarea acestui obiectiv. Nu mai lucrările de construcție. Dar trebuie să încercați să dau autorizați să se divide, gravide, corect. Și de toate absolut pe cheltuielile pe care instituția noastră le-a făcut pentru edificarea acestui obiectiv. Iar toate astea însumate dă cifra asta de 13.13.8.5.1, da? Bănuiesc că dată, pentru că nu eu am făcut de acestul general, de asta eu vă explic pe cifre. Da. Da, deci, de vizul general al unei lucrări se reaparizează etapizat după terminarea procedurilor de achiziții, după cheia lucrărilor, noi suntem afară de cheia lucrărilor, da? Bun. În procesul verbal de recepție, este trecută valoarea de cel plus merge. Corect. Construcție valoarea. Da. Da. Iar serviciul general se prinde valoarea. Încă o dată spun, valoarea tuturor cheltuielilor făcute pe procesul obiectiv. Da. Proiectarea, vize, studii, stase, ce... Am înțeles. Construcții montare și cam mai departe. Am înțeles. Bun. Eu am înțeles, vă mulțumesc. Ok. Bun, vă zic până vă dorim. Dar încă o întrebare, dacă îmi permiteți. Devizul general, de la momentul licitației și până la finalul lucrărilor, se poate modifica de mai multe ori? Conform legislației, în vigoare, devizul general se modifică ori de câte ori respectați după aprobarea conducătorului autorității contractate. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Bine, bine. Asta ca să înțelegeți proiectul de hotărâre de mai devreme, pe care dumneavoastră ați prescris de la școală, ca modificat divizul general. Da, ați înțeles, da? Și cu un inginer n-am întrebat nimic mai devreme, dar dumneavoastră necunoștință din cauză probabil sau din răbdare, n-ați indicat lumea. Ok, nu o să facem acea legătură. Eu am o să facem... Sala de definiță, domnule. Da? Bine, vă mulțumesc. Să se răspundă. Tu, dar ca să înțeleagă și populația ce se întâmplă și cu ce, și cu ce sunteți și cu ce nu sunteți dumneavoastră de acord. Domnul secretar, care valoare se trece în lista noastră de inventar? Valoarea devizului sau valoarea procesului verbal de recepție? Ca să știm ce să pricepem. Valoarea totală de față. Valoarea finală. Valoarea constructivă. Eu trec valoarea totală. Pentru că apare 2-3-1 și nu mă despart. Prin demis. Bun. Auzi, doamna, nu dau jos din demis. Asta era o dată când se dădeau jos. Deci toate comisioane, taxe, cote legale. Taxe, se cer. Taxă socială, 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 taxă cum a venit, poate nu dezbate mai mult, dar măcar să știm și votul, ca să nu, eu știu, să vreți nu mai știu, cum pentru că nu cu toții știți că experții curții de voturi au fost la președinte și au stat 55 de zile, 45 de zile în controlul normal și 10 zile în, și-au suplimentat controlul pentru că au fost mai multe sesizări. La ședința următoare s-au mers materialele la mama. Și o să vedeți că a fost verificat și acest obiectiv. Și nu sunt obiecțiuni, sau sunt obiecțiuni mici, dar nu de fraudă. Atunci o să vedeți realitatea, ce s-a găsit și fiecare obiectiv în parte care a fost finalizat sau care este lucru, a trecut prin mâna inspectorului. Da. Eu am întrebat, de ce sunt două valori diferite? Una am devis, alta în procesul verbal de recepție. Care e problema? Deci este o sumă, e o diferență de 289.000, de 290.000 de lei. Să înțelegem că... Valoarea aia se plătește taxa ISC, de exemplu, este valoarea doar a construcției, fără transport în montaj și așa și așa. Dacă ați văzut, dacă ați văzut, noi nu lucrăm ca postul ministru al finanțelor cu contabilitatea de dublă. Nu, la noi e o singură contabilitate, da? Ca să nu credeți că avem pe una pe sub masă, una pe masă, nu, la noi e o singură contabilitate, da? Ca să fim mai bine înțeles. Fiecare să mă uiteți mai sunt întrebări?
Supune-i la vot. Cine este pentru? De 4, 5. Pentru. Care 5 de șase? Sunt 3, numărul 4, 5, 6, 7. Care e 6, 7? Ia mai uite dacă nu... Ia uite dacă nu... Ia uite, 3, 4 și 5, 7, da? E ok? Dacă nu, dar nu. Dacă... Păi nu, cu aceea ce spune, cu aceea ești afară. Treaba este că așa a făcut un lucru bun, e de aprecia. Vă rog frumos, dacă nu, vă invit afară. Dacă nu, vă invit afară, încerc ședință. Gata, până aici, nu, fără ironie. Ajunge cu... Hai, treci mai departe. Proiectul hotărârii privind aprobarea modificării organigramei a statutului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primăriei Comunei Cluj-Napoca. Domnul primar, și cine vreți să mai aduce dat din urmă? Mai trebuie să vină un arhitect. Nu, dorim să modificăm postul de arhitect în post de muncitor ca să putem angaja o persoană să se ocupe de supravegherea și de branșamentul la rețeaua de canalizare până la momentul predării către operatorul autorizat. Deci, am mai spus-o, mai spun o dată, sunt persoane care s-au legat, să spun așa, la rețeaua de canalizare fără avizul cuiva și efectiv se folosește de rețeaua de canalizare. Aceste branșamente, așa se numesc, trebuie făcute într-un mod controlat. Intenționăm până la predarea către operator angajarea pe o perioadă de determinată. Contratat prima tot personală primării, nu mai trebuie să mai angajăm unul. Dar nu l-am angajat acum. Îl transport în postul. Era vacant. Ăla era aprobat, era vacant. Era transport în postul. Da, transport. Lista de postul rămâne aceeași. Aș propune să nu modificăm organigramă, să rămân în formă inițială. Hai, doamna mea, bun, și ce facem cu rețeaua de canalizare? Și un obiect, care vreți. Dați-o dispoziție și puneți-o din acolo. Domnul calificat, în sens. Domnul muncitor calificat este stația de care trebuie să fie unul care să fie, nu știu... Domnul primar, dar să înțeapă într-un budărău, nu să înțeapă în țeapă. Dar nu oricum. Păi nu oricum, dar dacă îi știu... Să pătrunească de desfășurici. Dar nu e vorba de săpături, e vorba de supravegherea utilajelor. Da, e stația de epurare și se împrime. Și cele trei pompe de pompare. Am văzut garbolaiul, da? Ce treabă are stația de epurare? Ce treabă are stația de epurare? Pe cine operează? Pe cine operează? Sunt pompe acolo, că trebuie să funcționeze. Da, dar aveți acum cereri solicitări pentru branșare? Da, da, da. Și eu vreau să mă facem. Sperăm în organigrama în... Cum a fost? Deci, dacă lăsăm o organigramă așa și nu angajăm o persoană, nu o să putem folosi niciodată. Și 1,5 milioane de euro cheltuiți până acum, se duc pe acasă. Să ținem acolo ca pe mobilă. Persoana, trebuie să fiu responsabil ca să răspundă. Păi cine răspunde? Am găsit pompele pornite și au mers în gol, pentru că nu erau alimentate cu mizerie, să zicem. Și dați-o la pidea de un primar. Un grilaj, ceva, sunt chiriți acolo. Era normal că se putea duce, dar nu puteți să joace, nu puteți să știți ce e unde. Corect, dacă nimeni nu supravegea să facă sectorul seara dimineața, să vadă, să vedea să aveți grijă să luați în vedere. Dar fiecare angajat al primării are o fișă a postului. Și a fost angajat pentru un anumit tip de lucrare sau pentru un anumit obiect.
obiectiv. La muzeu, la clădirea botanică, la centrală, la clădirea. Plătim o persoană, îl angajăm pentru un an de zile pentru 10 luni. Dar nu-i pentru un an, domnul primar, deci pentru câteva luni. Dar ce vor veni domnul primar personal calificat pentru 3 luni, pentru o perioadă determinată? Cum vor mai cheltui niște bani? Eu vă spuneam că acea persoană va fi preluată de operatorul CRAB. De regulă se poziție. Așa s-a întâmplat la Traiană. Nu, dar trebuie. Dar nu știu ce te presupune. Trebuie să aveți ceva, înțelege. Deci nu v-ați zis că ați făcut o persoană. Aici preia stația cu canalizarea, până nu este pus în funcțiune. Deci să fie acordată lumea. Core. Păi bun, și noi și apa, și terminat de zile se racordează 10 oameni. Ce facem? De unde știm? Să presupunem că cade în drumul de stare. Păi dar iese ține, noi suntem 11 consilieri. Deci e o lucră dintre dumneavoastră care nu se va plaja. Dumneavoastră poate da stare pe acolo, dar restul... Ați avut o fosă septică în care deversați ilegal pe pășunea primăriei? Și v-a găsit garda de mediu? Ați avut? Da, ați avut? Ați avut, da? E gratuită afirmația care v-a făcut. Eu vorbesc pe probe. Da? Pe probe? Pe probe, da. Pentru că am avut un probe de la garda de mediu. Și au constatat chestiunea asta. Deci sunt persoane. Și nu dacă există multe la canalizare, de ce să nu-i dăm? Să legi zonă, că e corect să legi zonă. Vreau să vă supraveghează toate lucrurile. Să pune la vot. Eu primar, eu propun să fac legătura cu crabul ăsta unui Blaș. Să ai făcut grijă. Blaș? Până să vrem în regulă. Are voie prin lege, domnul. N-are voie prin lege cel care se ocupă de apă să se ocupe și de canal. Vă dați seama că poate muta microbi într-o parte. Nu, pentru 2-3 luni. Pentru domnul, dacă nu are voie, nu prevede așa. Eu înțeleg că este nevoie, că pe dealul lor bagă la rând. Ați văzut? Gardul are bagă. Pe jos. Plasele ridicate. Nu știu dacă ori mai fi mult furat. N-am mai trebuit așa pe acolo. Ieri dimineața era rând. Domnul primar, da, ca să dumneavoastră inițial ați zis că la recepția finală care o faceți la canalizare, da, o preia crabul automat și după aceea ei o să facă racordări, să facă toate celelalte. Sunați-o pe imediat să aveți condițiile în care îi preia crabul. Să vedeți și el să ne-a dat crabul. Pentru că invitația să nu se preia. Așa. Dumneavoastră, dacă angajați un om, sunteți îndepliniți toate condițiile, aveți dreptul să o... să o operăm? Să o operați? Nu, doar. Păi și atunci, în ce condiții angajați omul dacă nu aveți dreptul să... Să supravegheze, să nu se racordează. Și acolo unde se... Crabul se racordează la anumite condiții. Păi... Crabul preia în anumite condiții. Adică, atunci când la emisar, când la ieșirea din stație, apa rezultă la final, întrunește anumite condiții de calitate. Până nu, ca să întrunească acele condiții, trebuie să fie lumea branșată. Ca să se branșeze, trebuie să ambi cineva care să-l supravegheze. Ați întocmit și un set de documente care trebuie îndepliniți pentru racordare și pentru toate astea? O scrie un contract exact la apă. Se referă la un stații de murare, de pompare, de tot ce este așa, să facă sectorul la toate invaziile. Dați o dispoziție de șantier, păi dați dispoziție la unul din angajați sau domnului viceprimar, într-o săptămână, dacă spuneți că aveți cereri, racordați 7-10 oameni cât aveți cereri, deschideți și dați drumul la stația de epurare, funcționează chiar.
Nu poate să meargă oricine să dea drumul la stație. Trebuie un om care are cunoștință. Nu trebuie să vină crapul să dă inițieze. Oricine ar fi, tot vine crapul. Deci, nu trebuie să vină crapul. Deci, nu trebuie să vină crapul. Domnul Conorașu, dar aveți impresie că vine o persoană specializată pe o perioadă determinată să se angajeze? E problema lui. Deci, constructorul, gradul, deci nu puteți ști. Putem astăzi să... Doamne, dar noi nu discutăm de ce se întâmplă cu persoana aia. Discutăm dacă vrem să luăm o persoană să se ocupe de acest caz. Deci nu trebuie lăsat un secretar. Doamnă, odată ce predăm în țeaua de canalizare, Mirela, a venit de la CRAP hârtia aia cu condițiile în care ei preiau o stație de curare. Da. Da? Te rog să o aduci. O găsești și tu, oare și Lăniță. A, te rog ca să schimb condițiile. Eu propun ca să rămân în funcția asta de conducere, de arhitect, șef, așa, pentru că noi avem nevoie de un specialist la... Asta nu are sens să mai declasăm postul și așa, doar ca să... Și eu vin cu propunerea ca domnul primar să delege eventual un angajat din... din cei 4-5 cât sunt, pentru a face... Dacă se fac câteva acordări după și stația spune în funcționare, după aia se pot face demersuri, adică nu ar trebui să dureze o perioadă foarte... Mai da. Haideți, domnul ce supune la vot. Ce supune? Amendamentul tău sau nu? Da. Și să nu putem opera să stația. Să modificăm organigrama. Păi fără cum pot, nu pot opera stația. Păi asta care e? Asta e ce? E puneți un om de primărie, rezolvați cu crasă. Supuneți la vot, scutați la vot. Supuneți la vot, cine este pe aici? E cam același trebuie și aprobarea, dar nu tot și al meu. Dar este personal ce se facă. Mai angajăm o persoană și hai să vezi că se întâmplă ce... Domnul Boru, că l-a angajat pe Măriuț, ai studii de drept. L-a angajat de administrație publică. L-a angajat pe Măriuț? Dar nu știu ce... Păi nu știu, păi nu, dar eu vă spun ca să înțelegeți. L-a angajat pe Măriuț care are studii de drept să operezi o stație de epurare, nu se ducere, n-are calificare în sensul ăsta. L-a angajat pe Burcă, pe Sorin, pe Crapu, cum îi spunem noi, care are 10 clase. Nu, dar nu. Și n-are nicio pregătire, l-a angajat și îl punem să opereze o stație care pe ansamblu, cu instalație de canalizare, va fi 1,5 milioane de euro. Deci omul atunci tot vine pe la cu de 10.000 de lei costă doar și pompă și sunt minim 2 specializată. Păi ce? Crabul va specializa o persoană pentru 3 luni de zile pentru noi? Nu Crabul va specializa. Cel care ne-a plătat stație, cel care a montat stație. Constructorul. Constructorul trebuie să te... Da. Constructorul va specializa. Da, pentru că dacă nu o specializează și nu o pregătește, stația de epurare 2 ani în garanție. Dacă e din cauza noastră, adică acelui care o operează, plătim noi tot. Dacă e din vreo greșeală tehnică sau din alte motive care se impută constructorului, va repara el pe banii constructorului. Deci el are tot interesul să-l pregătească bine. Pe cine vreți să-l trimite? Pe Burcă Sorin, care are 10 clase? Nu știu dacă are 10 clase. Să aibă clase. Bun, și atunci pe cine luăm? Îl luăm pe Sorin, celălalt de la Grădina Botanică, are fișa lui, a construit Grădina Botanică și muzeu, plus curățenia din localitatea care o face. Dar este incompatibil, domnul vice.
Dacă nu știți, este incompatibil cu chestiunea asta. N-are voie să aveți chestiunea asta. Este incompatibil. Deci ca să operezi o stație, trebuie să faci protecția muncii, să fii instruit de personalul care e o construitor, să dea o primire operațională și răspunde ea. Dacă noi am înțeles să strică stația și nu s-a operat nimic, nu mai bine să-ți facă țigarația. Cauzile și efectele care apar. Dacă se înfundă o conductă, una altă, din coordinația După care dăm anunț, facem public, angajăm. Se face prin concurs. Da. Da? Cum s-a făcut? Pune niște condiții. Da. În concurs, domnul, și mâine avem un concurs de contabil. Da. Și pe 13 o să avem un concurs de pe postul existenței publice. Deci prin concurs. Nimic nu poate fi prin trațiere, așa cum spunea domnul Orban. Se face prin concurs. Dar dumneavoastră a fost un fel de apă, de ploaie, așa. Oamenilor ar zândi că toată lumea știe. Ai găsit Mirela? De ce înseamnă? De ce înseamnă? Merg la doamna Nina, la doamna Doinisă să dea condițiile. O avem aici. Ce se ia și la fel? Da. Bun. Dar domnul președinte, vă rog să citiți ce ne-a trimis Crabul la solicitarea noastră. Da, vă citesc eu adresa făcută de noi către CRAB, Compania Regională de Apă Hăpă. Și ei ne răspund. Referitor la adresa dumneavoastră numărul 147 din 10.1.2020, registrată la SC Compania Regională de Apă Bacău, cu numărul 446-1301-2020, vă transmitem atașat decizia SC CRAB SA privind constituirea Comisiei de Evaluare în vederea recepției sistemelor de alimentare de apă, precum și lista actelor necesare de pregătit. Vizita în teren va fi stabilită de către Comisia de Evaluare în funcție finalizării pregătirii documentației. Și aveți aici o listă întreagă și vă rog, domnul președinte, da, să dați citire. Da, aia nu este cumva anterioară recepției care a sfârșit dumneavoastră. S-a înțeles. Adică, da. Doamne, este un interes de 10.01 registrat la ei, din 10 la noi. Iar noi recepția a făcut o mântare. Dar cu lasa aia. Sigur, vă știu. Dar după el primul. Comisia de Evaluare a Sistemelor de Alimentare cu Apă și sau canalizare, depurare în vederea preluării în administrație de către SCD CRAB. Deci, Rădui Constantin, șef, ce să licitesc? Cine șef? Medicomis. Sunt persoane și dacă spun persoane, cine știe? Da, nu are importanța asta. Noi problema nu ne noi vă înțelegem. Dar noi... Domnul consilier, dumneavoastră a solicitat să o vedem CRAB-ul. CRAB-ul pune condiții ca să o ia. Și vă rog să citiți. Ce-o stabilit? Nu lăsați să citească numele. E pe șef ședință. Vă rog, păsați niște doamne. Pe președinte, ce să facă? Tot atâta v-ați așezat acolo și nu-i dictat aici. Ce faci? Ce faci? Ce faci? Dar tu ce ești? Tu ești consilier Acte necesare predării sistemului apă canalizare. Completarea listă utilizator, întocmire listă de inventar și bunuri de retur.
hotărâre, probabil, Consiliul Local de aprobare, care cuprinde mai multe. Delegare, gestiune, apă, canalizare și stație de epurare către operatorul CRAB. Mandatarea DIP să reprezinte și să semneze numele OATE, contractul de delegare a gestiunii. Aprobarea caietului de sarcini, apă, canalizare și stație de epurare. Și zice mai multe criterii și acte care sistemul ordinii și așa. Documentație tehnică, SF, PTH, sarcini, regulament. Autorizații DSP, gospodărirea apelor și mediului, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, proces verbal de recepție finală, dispoziții de șantier, aviz tehnic acordare la rețeaua electrică, contracte ON și ultimele facturi, certificat, verificare metrologică, să aibă mai puțin de 7 ani de la data eliberării, regimul juridic al terenurilor și așa, dispoziția primară de la Comisia Predare Sistem, tarifele ANRSC, nivelul veniturilor înregistrate tarifelor, soldul la zi al datoriilor către furnizori, producția fizică de apă și sau apă uzată, cantitatea de apă introdusă în rețea, numărul de branșamente, raportul, numărul de utilizatori al serviciului, numărul de contracte încheiate cu utilizatorii, gradul de contorizare, soldul la zi al creanțelor, gradul de încasare al facturilor, evaluarea sistemelor, evaluarea pierderilor din sistem. Oricum ar fi domnul primar dacă... Ce ne evaluează toate astea care sunt pierderi? Care ne evaluează cum îl obții? Păi haideți să o luăm acum pe partea cealaltă. Probabil că pentru toate documentațiile astea care sunt de întocmit, sunt sigură că nu va fugi și nu li va face personalul care l-a angajat dumneavoastră un instalator sau ceva de ce. Gradul de încasare al facturilor, evaluarea pierderilor, soldul la zi, gradul de contorizare, numărul contractelor și toate astea. Asta presupune să aveți branșați. S-a branșat. Certificat metrologic acolo. Asta așa. Presupune ca stația să, să opereze, să lucreze și să-i duci probele analitice de la ieșire din țeară, da? Și să aveți un serviciu probabil înființat. Păi nu putem să, să aveți serviciu, că serviciul ăsta trebuie să fie autorizat ca ANRSC. Iar noi n-avem. Și dumneavoastră nu veți avea niciodată autorizare ca ANRSC. Nimeni nu are. Păi nimeni nu are. Tocmai asta era ideea, domnul primar. Doar dumneavoastră acum. Deci, contextul este felul următor. Asta din când nu aveți autorizația ca să puteți să... Care autorizație, doamne? Păi autorizație ca să gestionați toată... Corect. Va trebui să predau. Dar ca să predau, trebuie să am... Să fie operațională. Să fie funcțiune. Să fie operațională. Că ce aviz meteorologic. Cum iese rezultatul? E bună stația? Scoate apa în paramente? Asta trebuia putea să fac să-l facă care a făcut toată calendarea. Să o facă plină să funcționeze stația să prelucreze. Trebuia să fie... Societatea care a făcut-o trebuia să stea una în zile expoziția noastră. Să vadă merge pom, nu merge pom, toată de ecrabului. Nu cred că noi avem competența. N-am avut competența. Societatea care nu e beneficiarul, beneficiarul face contractul. Da, la mintea greșită. Beneficiarul face contractul, dar dacă... Beneficiarul poate să obține din grav, nu constructorul. Destul de clar că noi și o dăm cu niște bani. Constructorul nu i-a venit și de vieți, facă lucrul ăsta. El l-a luat cu dumneavoastră. Noi acum trebuie să punem un specialist care sunt bani. Cel mai important este branșamentul. După aia vedem dacă funcționează și stația parametrică. Acum în partea cealaltă. Nu putem, doamne, să băgăm apă de aici, umplim tuburile și acolo iese tot apă. În momentul când se leagă lumea, o să iasă diferit. Dar diferite. Vă contraziceți singur, ați zis că aveți persoane care deja sunt branșate ilegal. Corect. Nu ne contrazicem, sau branșate ilegal. Păi de unde se știe că doamna am găsit misiunea în canalizare. Da, branșate ascuns. Bun. Și dacă s-au branșat pe ascunzi. Trebuie să depistați. Așa. Și cine vă plăcea? Și cine este pe doamnă? Cine? Sau să poată în țeapă, să poată în canalizare. Foarte ușor de depistat. În canalizare. Nu avem nici apa. Am tras-o sub pământ. Cineva trebuie să o ocupi de treaba. Dar cine? Două persoane la primărit o jumătate. Documentații, toată dumneavoastră să o ocupi. Domnul, vă să o ocupi persoana care trebuie. Că ce era un care a fost conservat documentații de legătură? Nu e dată, să fie la mic. Dar e doamne, deci ce a fost? Ce a fost? Ce a fost? Mă supune la vota medală de ori vorba. Da. S-a pus la vota. S-a pus la vota. Păi nu a votat nimeni. Păi
nu știi că nu pot adică. Dar nu legal nimeni mână. Păi ai fost dumneavoastră la bord și nu legal nimeni mână. Mai înainte. Nu l-am supus la... Filmați, cum uitați să vă filmați. Dar nu l-am supus la... Văd o genea că e de nicoară și ne-am oprit. Nu mai umbla cu aia. Nu, nu, domnule, este filmare. Unii la pot, ia, care e? Dar nu mai are importanță, domnul, dai de mult, dacă... Domnul, faceți un singur amendament din ambele, pentru că domnul Bolo, când o zis, exact ca acela a fost cu amendament. Domnul Bolo, vreau să amendament. Domnul Bolo, vreau să amendament. Vin cu rugămintea, să analizați, nu politic, să analizați din punct de vedere a fiecărui cetățean. Dacă nu punem în exploatare această canalizare, poate să vină o viitură, să ne înfunde și nu o să avem acele necesare, să o aducem din nou la stadiul actual. Am găsit zile trecute capace de la Dinulești, ridicate și mutate din loc, poate că de cineva. Sunt multe chestiuni. Marea majoritate pot fi luate. E clar că trebuie să avem pe cineva care să supravegheze rețeaua. Și atunci când vor fi doritori care vor să se brancheze, să fie supravegheați de unul, de cineva, de cineva care răspunde de rețea. După ce se umple stația, în cel mai bun caz, va dura aproape 2 luni de zile, și stația, rețeaua, și stația va începe să funcționeze, vom putea să ne gândim să o predăm operatorului de la CRAB. Dar asta presupune ca stația de curare să lucreze, să aibă materie prime, să lucreze. Ca să lucreze, trebuie să branșeze cineva. Nu se poate face haotic. Trebuie să avem o persoană să se gândeze. La recepția lucrărilor, da? A participat, da. Bun. Cât apă s-a pus în primul punct și cât a ajuns în partea cealaltă? Nimic. Cât a ajuns? Cât la sută din apă? Poate. Și bine, în grădina botanică ce curgea? Apa de când era unde? De unde? La prima încercare. Nu la prima încercare. La prima. Suntem la decembrie. În decembrie. Corect. Era... La prima încercare, doar. Așa. Da. Pentru că acolo era colmatat un cămin și țeavă nespartă și dădea apa afară. Vreți să facem probe, să mergem împreună să facem? De la ploile care au fost astăzi, sunt colmatat. Așa mai așa. Dar asta dacă merge foarte bine, simt foarte mult din lucru. Sunt câte zile ai văzut Vitanta? Și exact ce spunea domnul primar, dar noi nu punem pe cineva la următoarea paie să facem acea parte. Și iar problema și mai de pentru că noi am vrut să fie operațional, am vrut să o preiau și băiați. Dar cum să dacă ar fi o treabă, da, dar e numai de eu, dar tot și tot. Cine este? La ce se referă? La ce se referă? Ia, repetați-l un pic. Am spus să rămân în postul așa, să nu modificăm viola de arhitect, că îi trebuie și un specialist în primărie care se întocmează documente și unul din angajații primăriei să fie detașat prin poziții de primar, să... Deci eu discut dacă angajații primăriei, care are fișa postului, domnule, eu vă rog. Domnul, ce vine primar? Dar dumneavoastră se poate angaja. Să punem la vot. Să punem la vot, doamne Cipăieșu. Cine este Petru? Cinci, da? Patru, cinci. 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 Dar frumos, v-ați să zic, dar am început de mare. Chiar v-ați învățat de la șef. Ce să mai zice, domnul președinte? Asta a dat un altul, că ar fi o altul, ca să-ți bază clar. Poziție. Supuneți-vă rog acum la vot proiectul cu amendamentul, doamne. Și vă rog să ridicați mâna, pentru că e bine să știe cetățenii. Deci să punem la vot pentru schimbarea... Pentru angajare, pentru angajare, pentru angajare. Ca să înțeleg că ce-i dai, să fie operațional. Să mă luai și mai bun. Corect. Deocamdată doar că e în post, nu înseamnă că și angajăm omul. Postul va fi scos la concurs. Deocamdată doar modificăm organigrama să putem scoate postul la concurs. Cine este de acord pentru proiectul modificare organigramei? Nu.
Nu, dar nu. 6. 7. 7. Vă rog, cine se abține? Achiere. Vă rog. Vă rog. Vă rog. Vă rog. Vă rog. Deci vom scoate, putem scoate postura concluziei. Da, scoate. Da, treceți de acolo. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Consum SA și aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul 7078 pe 10-78, 10-87, 16, 2020. Aveți o pagină jumătate de expunere la motive. Operatorul SCE Ecosum a solicitat în baza unui studiu aprobat de ANRSC modificarea transportului prețurilor la colectare. Și aveți o listă în spate aici cu prețul pe care solicită operatorul aprobat de ANRSC. Dumneavoastră solicită majorarea prețului. Nu le mai convine cu 10 lei pe oră, poate cu 12, nu știu. Aveți aici prețul. E simplu. Ei ne-au solicitat. Dacă nu, nu ne mai prelucrează, nu ne mai ridică. Prelucrează cu noi, care îl duce operatorul nostru din piesură. Prețurile sunt aprobate de manere sincere. Că ne place, că nu ne place, au motivație, aveți documentația la mapă. Păi doresc ca un contract cum ne-ai făcut, nu? Ecosum, mai avem contract cu operatorul de zonă. Prin ADIS este un contract semnat la nivel general, cel 93 de OATU, Unitatea Administrativă Teritoriale, plus județul Bacău, parte din contract, da? Și ei respectă un contract, da? Da, este motivat această expunere de motive, această solicitare de modificare de prețuri. Ne spune de ce. Total la doamna, nu se explică 4 ani. În baza unor legi, le aveți aici în spate. Supărăm la totul. Cum de divină să mărești prețul la urmă? Deci treaba este așa. Deci cu tabelă, tehnologia asta digitală care este ora actuală. Avem. Deci îi s-a spus după hârtii. Îi spune că face inversul uscat și avem de paragrafe. Ce îi face la noi? Da? Să vadă ori cu Brăila, exact. Pe ce dăm bani, nu se arată. Domnul consilier, deci acum nu am eu ceva cu cineva care este acolo, nu consilier local sau corect. Oricine. Dar eu vă asigur că nu există deci comună în județul Bacău care să aibă un preț inferior celui care îl prezintă. Da, ori să prezintăm același preț. Am înțeles, dar ei, în prețul ăsta, ne-a promis că ne face cu noi 4. Îl facem prin... Eu promis, am promis, așa. Deci eu n-am văzut. Nu poți să-ți iei 4. N-am văzut, nu-i văd dacă ar fi asta. Da, dar și tot la fel, nu mă trebuie să fie un bolan și noi nu mai 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 mai
Dar dumneavoastră s-a lumea că nu schimbă prețurile. Acum că nu se fie să schimbă prețurile pe consiliu. Nu, nu, nu schimbă prețurile. Da, 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 da. Nu? Este prețul de operare la RAM. Dar de ce n-ați anunțat lumea de prima? Că prețul de operare se schimbă. Sunt prețul de toate taxele. Acum, dacă noi nu aprobăm, dați bine la consilier. Nu știu, dar n-a trecut. Deci la noi este restat în 2031 materialul de la Ecosud. În 2031. Noi aveam aprobate taxele la bunuri pe anul ăsta. 82 de lei. La tăiat e mai scump. Mi-ai bun, la asta te referi. Duminică, 26, când stăteam fost cu ședința aici. Deci ați primit 23, putea să spun la oameni când ați făcut ședința aici, așa? Schimbă taxa la bunuri. Da, sunt convins că prețul de operare la bunuri, prețul pentru la bunuri pe care îl plătește fiecare cetățean, este 82 de lei, așa cum a stat din noi. Dacă nu reușim să acoperim, vom vedea. Dacă nu reușim să acoperim, dar trebuie să facem mai multe. Dar nici anul trecut nu ați reușit să... Fie și să acoperim. Păi ce anul s-a reușit, ce anul trecut? Cei care plătesc, plătesc oricum și cei care nu plătesc, acoperi tot ce mai reușit. Supun din armă, dacă nu mai sunt pregătă. Cine este pregătă? Oricum ar fi mai bine o dată, vin ședința următoare și așa. Domnule, să vină cu tableta așa, frumos, să vadă de lucruri, unde așa se face cu noi. O tonă de la Făina Prăjești, să se vedează hârtii, plastici, fier, aluminiu, tot. Înțelegi? Și atunci plătești prețul ăsta. Da, domnule, e ecologic. Treaba de așa cum plătești prețul. S-a cum, fă-l contract. Domnul secretar, domnul mi-a zis că am luat frica cu o pătă, gata. S-a luat domnul primar, el a luat frica. Este greșită.
Sunt 24, pentru că aici hârtia e plecată de la școală pe data din 4 a 12 și a ajuns la primărie pe data din 13-a sau ceva de genul. Și rețeaua școlară nu e asta, adică nu sunt, sunt două clase la grădiniță și patru clase mari late la școală, ca să știți că nu e domnul secretar. Greu a venit hârtia asta, nu știu, exact, doamna directoare, eu am zis să o trimită pe cea corectă, dar nu știu dacă, deci sunt 24, nu 25. La școală. Și aș vrea să vă supun, domnilor consilieri, atenția că la ora 12 astăzi am fost împreună cu un grup de părinți la inspectorat, la doamna inspectoare generală, într-o audiență prin care am solicitat să reanalizezi rețeaua școlară de la școală, deoarece, mai ales la gimnaziu, se urmărește unificarea claselor a 5-a și a 6-a, deci de la toamnă, și rezultă o clasă cu 30 de elevi acolo și după aceea a 7-a cu a 8-a, unde sunt 19. Și am solicitat poate reanalizarea și rețelei școlare, pentru că o clasă cu 30 de elevi simultan e foarte, vă dați seama că calitatea are mult de suferit. Oricum ar fi, da, doamna inspectoare generală a zis că s-a ajuns în situația asta din cauza faptului că s-a mărit bugetul. Doamna directoare, anul trecut o depășit bugetul cu 58%, bugetul de salarii, ne referim, și tocmai din cauza asta este reducerea asta drastică. Doamna inspectoare generală ne-a promis că o să discute, să o analizeze în Consiliul de Administrație, era inspectorat, că sunt foarte multe școli în situația noastră și că adică s-au comasat multe clase pentru reducerea cheltuielilor. Și tocmai de asta vă zic că dânsa mi-a zis să-i solicit doamnei directoare împreună cu doamna contabilă să facă o analiză care sunt costurile unei clase simultan și care sunt costurile unei clase individuale pentru a vedea un pic diferența care rezultă. Că ei iau un calcul, probabil că nu o să ne dea răspuns la școală, dacă, adică ei o să ia în calcul dacă ar fi diferența aceea care ar rămâne să fie aprobată, poate, și dată din partea primăriei și a Consiliului Local. Deci eu o să-i solicit mâine, doamnei directoare, să facă analiza aceasta pentru anul școlar următor și să vedem dacă cumva, adică e posibil să, doamna inspectoare, nu a exclus și posibilitatea asta, deci să accepte să fie o clasă separată, dar dacă primăria o să ajute eventual cu o sumă de bani, ținând cont că nu a venit bugetul deocamdată pe anul ăsta, am zis că poate, vă dați cu seama că până la urmă vorbim de copiii comunității, vorbim de faptul că o să scadă calitatea învățământului dacă sunt clase simultanii și atunci... Da, uite, asta era ideea. Deci dacă o fi să fie în rezultatul, în răspunsul care ați dat doamna inspectoare generală, să fie cumva vorba și de o sumă de bani și așa, dar eu ca reprezentant a Consiliului Local la școală, o să vă țin la curent cu situația asta, păi ar fi păcat ca să, la cât bani s-a investit în școală și asta, să adunăm acum toți copiii doar în câteva clase și chiar să nu ne intereseze de calitatea învățământului care, care este la, la curs. Deci să știți despre ce este vorba. Bun, am înțeles că nu numai la proiect să fac clase simultan, da? Sunt școli, sigur că da, dar nu sunt școli care se facă clase simultane cu 30, asta era ideea. Acolo există un minim de 12 și un număr mediu de 20. 18. 18. Noi suntem 16 și 14, adică ne încadrăm în limita de minim, dar dacă o să fie partea financiară. Sau dacă o să aprobe Consiliul de Administrație, deși sunt foarte multe cazuri care trebuie să dea dispensii de genul ăsta. Dar ca să reformulez, dumneavoastră ați văzut că se dorește, ca și cum ar dori cineva de la noi, din școală sau din... Părinții, colectivul de părinți de la cele două clase. Au doresc simultanul? Nu doresc simultan.
doresc să funcționeze clasa separat, școala direct, deci doamna directoare. V-ați schimbat la început că se dorește să se facă două clase simultan. De fapt, așa conducerii școlii au venit planul. Așa ați înțeles dumneavoastră. Dar ați fost în audiență la doamna inspector general și v-a spus că sunt mai multe școli în această situație. Bun. Totodată, cred că v-a spus doamna inspector general, sau cel puțin așa am înțeles eu, de la ședința de Consiliul Administrației de la școală, că au fost și alte școli care și-au depășit bugetul. Da. Deci nu suntem numai. Nu suntem numai noi. Se discută de un caracter general. Se întâmplă chestiunea asta în mai multe părți. Ca să nu înțeleagă cineva din cei care ne urmăresc, că doar la Prăjești. Noi am fost a doua școală pe județ, din cele 168. Corect. Am avut a doua medie de... Da, am avut a doua depășire ca și ierarhie, ca și... Copiii au rămas puțin în școală. Câți copii mai sunt, doamnă Jenă? 125. Deșeuri menajere din vizitări la depozitorul cu un fond deșeuri, 283.220 de tone. Total deșeuri reciclabile colectate și transportate în stațiile de sortare, 6.200 de tone, din care hârtie și carton, 1.643 de tone, materiale din plastic, 1.205 de tone, sticle, 0.762 tone, metal, 0.055 kg de metal. Valorificare energetică. Selectează la 762 de kg de sticlă, sunt câteva luate. N-a venit și potrivitul și nici nu vrea să ridice. L-au indicat, a ridicat sticla la existențele noastre. Și metalul, în momentul de 0.75. Are o ședință să trăia sticlă. Asta e cantitatea ridicată de pe Comuna Prăjești. Da, deci la Comuna Prăjești. 283.000 de toni la menajer. Pe total. Ce s-a colectat la Prăjești? Și a intrat pe total în stație. Dar la Prăjești spune așa, că au intrat 6.500 de tone. Nu la reciclare, la menajer. 283.220. Păi da, dar era reciclare la punctul... 283.220. Venim la punctul două zile. Da, dar să te aspectați când am fost la ea, la stăția lui. Da. Da. Proiectul număr 9. Te-ai continuat în sine? Singur. Proiect de hotărâri privind decortarea transportului la Cătălului, da, și de la școală la Dumnezeu, în Iulia Dumnezeu, de Comuna Prăjești. Așa. Stăpânt la vot. Și este gata. Unanimitate. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Cum știu, mai aveți o adresă sau nu? S-a spus o termină, mai aveți lumea mea. Pa, bă, băi. Avem un proiect suplimentar pe ziua de azi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Prăjești, numărul 101 din 18-12-2019, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte sume care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2020 pentru Comuna Prăjești de Subacău. Consiliul Local Prăjești se întâlnit pe ședință și în data de 2020. Nu știu. Se trebuie de trece în urmă pe rată. Bine, pe să facem și stăcă și băieți. Referatul se... Subsemnată Cimpoieșul, Genera, Volumul și Abraștia Aure și Antica Aurel, Consiliul Local, având în vedere, articolul 344. Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru din legea numărul 207 din 27-2015 privind codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare care prevede că certificarea adeverințelor sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru. Articolul 644, scutiri pentru punct, literă, de cod, cod fiscal de cu modificările și completările ulterioare care prevăd. Da, bine, cred că ați înțeles și vorba. Da, știți și acum. Dar știm toți, nu suntem aici, aici. Vreau să vă urmăriți, deci să nu vreau codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, care prevede că terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură. Propun Consiliul Local Prăjești să aprobe o hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului. Adopte o hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Prăjești numărul 101 din 18-12-2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte sume care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2020 pentru Comuna Prăjești și Județul Bacău. Articolul este? Nu, păi nu. În principiu, deci taxa de copii heliografici să fie la 4 de 1 leu, așa, taxa pentru oficierea căsătoriei în regim de urgență să fie 0 lei, taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală 0 lei, iar terenul în care, datorită eroziunii malului sânt al drumului Siret, s-a află parțial în alia drumului, să fie scutite din impozitul PTD, conform articolului 464. În integralitate? Poftim? În integralitate? Nu, care sunt, deci, da, doar care este luat de sirene. Deci, cum putem afla că, de exemplu, eu am un pregătat și chiar s-a întâmplat în luat acum cu tema, da? Trebuie să avem documente cadastrale care se spune cât teren de urmat din cât am avut. Să devem cu exactitate cât teren a fost luat de apă și cât teren a fost luat de apă. Poate omul să dea o declarație pe propria răspundere prin care să spună cât teren i-a luat sirenul și cât a rămas, sau nu este autorizat
autorizată să facă măsurători de genul ăsta. Trebuie o măsură fără autorizată de un documentarist, autorizat. Persoană fizică sau juridică. Da, trebuie să vină cu măsurătoare cadastrală precisă, prin care să se determine cât la sută din suprafața și luăm ipotetic, de cât la sută din hectarul ăla îi lipsește, îl scutim de taxe și impozite, cu acordul dumneavoastră, dar trebuie să știm cu exactitate, pentru că din cutuma anilor trecuți, sinceritatea la oameni lasă de dorit. Și dacă îl întreb cât ți-a luat din un hectare, o să spună mai am 100 de metri. E bine, pentru că sunt controle care pot să ne ferice și noi, să vină cu o măsurătoare cadastrală autorizată, de la un documentist autorizat, să la un licență. Dar trebuie o măsurătoare de o persoană, merge și își dă de grață pe prăsturi. Nimeni a rămas 10 prăjini. Dar apia, ce când mergi de clar la apia, dintr-un hectar, nu a rămas 30 prăjini. Tu de clar, că-i probleme să mă duc. Se întâmplă. Păi te-am înțeles. Și primăria poate să iei. Apia are prin satelit, și foarte simplu, poate să ceară și apia, când dă imediat în zona să iei. Dacă ce la deci rugămintea mea, dacă doriți să faceți modificare la acest, să faceți amendamente și modificare la aceste taxe și impozite, cu amendamentul pe care l-a făcut domnul vice Solomon, să vină cu o măsurătoare cadastrală. Ca să vă este pentru suprafață mai ales. Dacă dumneavoastră îți spune... Ai vorbit la ceva de 700 de ani. Dar ce da, vă rog, da, da, s-a anunțat un primar dumneavoastră când e venit gratuită aia cu măsurătoarea voastră. Se face acolo, unde se aia cu păpremii, nu? Scutăm de altceva, bucățele care aveam să fie. E așa sistemat, e altceva. Bucățele mici. Deci avem un plan de două zonă, care se pune clar, pentru stabilirea suprafeței, plan de reușire, în vederea studiei data, este necesară o măsurătoare cadastrală pentru a identifica. Sau o dovadă din care să ne este clar. Da, da, singura problemă este clar. Dar poate să ne casă care se pune o suprafeță, este ocupată de reușire. Nu, mergem un pic de clar să propria răspundere. Un pic de clar. Cere propria răspundere, că nu mai are interesul. Nu, o declarație pe propria răspundere a omului. Domnul primar, notarială? Nu. Eventual. Da. Dar de ce? Dacă omul declară propria răspundere... Dar dacă el vine după aceea să-l vândă pe teren și găsește altă suprafață, atunci nu se poate. Și cine trebuie să fie notarială? Nu știu ce e la autorizat în primărie, care n-am instrumente necesare pentru măsura. Nu am, ce măsură trebuie? Dar n-am zis comisii, mergeți toată ziua pe terenul când e o problemă, nu mergeți să comisii pe terenul. Doamne, cu ce avem inginer cadastrist, care taxăm, ca să spun așa, care vine și măsoare, cu instrumente autorizate. Nu mai merge cu ruleta sau compas. S-a terminat vremurile alea. S-au terminat. Deci trebuie cu instrumente autorizate. Cineva să-și asume. Noi facem amendamentul domnului Vici și noi mergem cu proiectul nostru. După aia, dacă îi trece amendamentul nostru. Da. Dumneavoastră, da, ar fi un amendament. Dacă sunteți nemulțumit, veniți un amendament. Nu, da. Că nu, noi vrem să ne găsim. Dar este incomplet în opinia mea, la modul la care a prezentat dumneavoastră. Cum determinăm suprafața lipsă? Sau ce are Alexis? Eu am zis, e simplu. Fiecare declarație răspunde și la somnă. Cine greșește, plătește. Adică dacă cineva o declară fals, plătește. Și cum plătește? Că prima trebuie să achetăm exact cum s-a întâmplat și până acum. Plătește primăria, rămâne primăria fără bani, îl dai pe la judecată, cel mai bine bani e suficient. Sunt oameni care cu adevărat e direct, dar nu au nimic. Știu și eu. Băi, deci eu spun că sunt și eu în cauza asta și eu să procedez la peruții, mă duc să fac acte cadastrale, să vedem că mi-a rămas, am cumpărat acolo, mi-a luat
eu spun jumate, dar poate mai puțin sau poate mai mult. Ce o să vin să ne prezint și mă scutească în taxa asta? Dar de asta vrea domnul vicealitamentul ăsta, știi că nimeni nu poate să permite să plătească dumneavoastră. Aia e corect. Da. Nu ca asta vrea. Era o chestiune, să fie cu o corectitudine, la oameni, să nu plătească oameni impozit degeaba. Și ar trebui, probabil, sub varianta cu declarația pe propria răspundere, că suntem oameni din sat, domnule, oamenii nu invoca motivul ăsta și degeaba. Dar nu spune nimeni să votez amendamentul meu. Eu de ce spun? Adică ar trebui să luăm, auziți? Domnul Solomon, dar de ea în calcul o afirmație doar așa din gură fără probe, este undeva unde doar din, pe bună credere că ți-a spus om adevăr. Nu credeți, dar să o facă notarial, să-și asume în cazul care a mințit, e fals, unde fals. Dar ce declarații care ați dau aici ce nu sunt din propria răspundere și nu sunt răspunzători oamenii dacă au declarat ce? Ceva? La ce? La dumneavoastră, când ai o declarație precum. Da. Păi și nu este și aceea ceva la noi. Declarația nu noi, care e verificată. Păi și acolo e verificată, domnul primar. Nu știu, 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 nu dar nu suntem autorizați. Ce zi ați sunt obișnuit? Distrat Ion, ce vreau de genul și nu-mi caureau. Ani Șantitalie. Poate caureau. Să înțeleg că în modificarea asta cuprinde și articolul anterior. Nu, dar a fost proiectul. Asta a fost proiectul. Dar pentru ce s-a discutat? Ce-a propus domnul Vici? Domnul secretar, articolul 34 din legea 207 din 2007 2015. Este valabil și la Prăjești? S-a plinit sau nu? Legea este imunitate, domnul, doar legea la Prăjești sau la Prăjești. Asta vreau. Și dacă este imunitate, s-o lua bani pentru aspectele astea negative. Considerați că sunt aspecte negative? Păi ceva de genul, dacă legea e una și o atemă face alta... Dacă vreți, mă dă. Ce vreau, domnul? Nu, deci,
dacă noi suntem guvernați din legile țării. Da. Așa. Și ce-am făcut? La Brăjești vorbesc tot aceleași legi, putem în țara asta. Și ce-am făcut noi altfel decât prevederea? Păi, dacă inițiatorii au spus că se ia niște bani din popor. Pentru? Asta pentru e... aspectele astea care... Pentru toată asta geografică? Nu, cu toate, care se spune aici. Plată dacă nu există judiciare de timbru. Da, stop. Privind procedura fiscală, nu pentru ulterioare, cercarea de și alte documente pentru care legea prevede plata taxei. Da, dar am luat-o ilegal. O luat-o un plată de consiliu local, pentru că noi am aprobat-o. Și noi vrem să scoatem, noi am pus-o, noi vrem să scoatem. Dacă legea țării prevede să fie dacă găsiți o persoană care a plătit taxe extrajudiciare judiciară de timbru, și pe care noi am încasat. Nu, eu am întrebat. Eu nu pot să fac o plângere. Să facă o plângere. Eu vă garantez că nu este nicio persoană. Pentru că n-am încasat. Odată ce au fost scutite prin lege și au fost eliminate, noi ne-am eliminat. Da? Certificatul fiscal la care probabil vă referiți, nu este o taxă extrajudiciară de timp. Este un certificat de atestare care atestă proprietatea și bunul care aveți în proprietate. Și e o taxă specială, în valoare de 10 lei și se aplică. Dar nu este. Pusă la noi la specială. Și de asta e pusă la noi la taxă specială. Mai înainte era se încadrează în capitolul oameni, tu aia nu avem bate. Nu, dar doamna, da, da. Dacă se ia, eu un fiind care să am nevoie de timpul fiscal, sau de un dar dacă celelalte primării nu ia, nimeni nu ia, nu plătește. Asta suntem o mulțime de oameni din Vorbonați. Dar nu-i vorba, doamnul, domnul Sfânt. Dar nu poți să faci până la mâna un om. Când nu sunt mai ales nimeni sunt bănuți. Vreau să acum că plătesc, că nu plătește bani de unde s-a dat, ce s-a dat? Deci, urmă la alta n-avem nicio datorie la primărie, ne-am plătit toate datorii și celelalte nu. Da, da, da. Haideți să spunem, domnul. Da, să spunem la vot proiectul cu modul, cum a fost? Nu, e cu amendament, s-a făcut amendament. Da, supunem la vot proiectul cu amendament, cu tot, ca să înțeleagă oamenii. Da, cu amendamentul, da, bine, amendamentul a făcut, dar nu mai este. Amendamentul a făcut, dar nu mai este. Acum supunem la vot celălalt punct. Celălalt punct care a rămas din proiectul. Deci, puneți la vot proiectul cu tot cu amendament. Fără amendament, domnule, s-a votat amendament. Întrebați, domnul Cosel, cine este pentru ca să înțeleagă oameni? Cine este pentru? Unii se uită în pământ. 4, 6, 7. Sunt să vadă. 7, 8, 8 voturi pentru. 8 și domnul Iisus. 8 voturi pentru. 7, 8. 7, 8. Domnule primar, subsemnatul Leu Ștefan Ionelu, parohul Bisericii Ortodoxe Sfinții Arhanghelilor din Brăjești, domnișoară locală, cu deosebit respect și aleasă considerație, vă
înaintez prezentul memoriu în care vă rog să ne sprijiniți în fonduri pentru diferite lucrări urgente care se impun a se executa la locașul de cult respectiv la nivelul parohiei noastre în acest an și în perspectivă. Menționăm că ne-am propus să executăm următoarele lucrări în funcție de proprietăți. Priorități, scuze. Dotarea cu necesarul de echipament pe PSI. Trebuie conform normal PSI, ISUR, executarea aleilor sistemului de drum, de drenare. A, de drenare a fi de pe acoperișul bisericii. Reparații interior, respectiv, pregătirea pentru restaurare sau respectarea locașului de cult. Schimbarea pardoselei în locașul de cult, schimbarea stranilor. Catapetezilor și mobilierul efectiv. Constatăm că în materializarea acesteia solicită efortul financiar deosebit din partea unității de cult. Parohia nu are decât un număr de 70 de gospodării ortodoxe în Prăjești și 14 în filială. În filiala Bogdănești, din care peste 65% bătrâni și văduvi. Vă rog să ne sprijiniți prin propunere în Consiliul Local Prăjești, la ședința de buget finanță la capitolul cu cultură, prin fonduri ce se pot aloca de la bugetul local în anul 2020. Cu nădejde, deci, că ne veți sprijini în modul curat. Mulțumim și vreau. Vă rog, eu nu știu. Mulțumim și vreau. Nu, am spus ce vrea, asta să... Și eu vreau să fac aeroport, dar n-am bani de avion. Da, eu am zis cam ce ar vrea să facă. Ce ar vrea să facă? Nu, credeți că o să facă. Da, drenajul de jurul bisericii e un post. Dar și catapetez, dacă e catapetez, are azi... Da, dar e mă via și oră. Vreau să vorbim un pic cu părintele, cam ce costuri ar avea, că sunt... Ținând cont că nu s-au dat nici în anii trecut, dar trebuie să s-au luat o sumă, pentru că parohia este binică și trebuie să îi dea niște sume. Trebuie dat și la biserica ortodoxă, și costurile ar trebui și asta, că nu vreau să ne... Dar trebuie să lasem cazul, domnule. Și să facem discriminare. Să suntem mai La diverse, domnul Șaveau, am primit o solicitare din partea unui cetățean care mi-a atras atenția că se stâng becurile dimineață prea devreme la sistemul de iluminat și copiii pleacă la școală prin tuneric. Adică când pleacă cei care fac naveta la oraș, au zis că nu știu, la cerul stângi, la 6 și un pic, și ei când pleacă înspre autobuz, pleacă prin tuneric. Deci să mai ridicați un pic acolo, jumătate de oră, măcar să fie trecut de 7, să nu ajunge și ei în stație, nu merg prin tuneric. Mai degrabă de seară, la cum mai devreme, adică să dea mai târziu și să fie dimineața. Da. Pentru seara și așa. Pleacă la școală și trebuie să... Da. Mai am și eu o propunere. Iar acolo, domnul primar, să duceți niște mese, mă spune.
familie neagră. Nu mai vezi că care cu mașina, cu căruță, cu ceva. Care vă spuneți la că vin aici sunt deja. Unde ești? Nu, dar eu aș prop. Aici? La școală pilia care sunt acolo. Alea pe vorbim, să le ducem acolo. Cu soare, să nu mai am reștut, dar sunt oameni cu atrași, nu am mijloc din rață. Este foarte mult mobilier vechi în școala religios, care nu e toate. O cameră se poate pune, nu-i tot chiar. Deci nu este spațiu. Dacă nu mai, nici de practice nu mai este la prea. Exact asta, discutăm cu domnul primar, este o grămadă de mobilier dus de la școală, care nu avem un mobilier. Bă, inițiază școala alea acolo din braț, deci acolo. Nu, este s-o... Dar n-aveți aici! Nu ai ce poate, poate scoate pe noi. Nu, 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 lăsăm o cameră de cum a fost urat, cum aia n-a intrat când a fost poliția veche, aia se rămână permanent. Da, ce cameră nu s-a dar acolo se trăla, noi v-am puțin. Dar nu mă lăsați că acolo și acolo gata, duce un mic el acolo. Ziceți că e mânge acolo și iese și o să aibă și unde să fac o masă acolo și acolo, e puțin. Nu vin oameni aici. Bă, dar ei sunt 10 oameni acolo și ei sunt 10 oameni acolo. Da, dar trebuie să plătească. Lăsați-le o sală, duceți-le 10-20 de bănci acolo și să aibă oamenii unde să-și facă. Dar nu am mai mult de 10 mese acolo. 10 mese și 10 bănci, sau vreți unde să faceți? Acum, gata, duce mobilier, mai este și unul stat casa acolo, ce-i acolo? Poate nu mai duceți acolo. Poate că camera aia nu am nimic împotrivit. Deci mobilierul se mai poate duce în casa vreun om. Da. Și ce e domnul secretarul? Ca toate mesele și toate ce ia primării, să nu mai stau la drumul. Dar noi trebuie să vedem acolo prin clădirii la clădirii noastre. Am cerut ea treia oară care cer asta și tot la fel, pentru că s-o pus stăpân pe domnul de primării. Nu mai fost stăpân pe mine, cu ați gândit că iau cu și problema este mult să te-au cu ploaie, dar dumneata, dar... Asta e foarte și trece, mă rog, e foarte plouă. Unde e foarte plouă? Acum are nici măcar. Păi acum era discuția, trebuie să lăsăm salarii. Nu mă să mă umpli, că ați de rămas școală, dar au fost liberi până acum. Ce școală de rămas? Și geamul sau ce de rămas de aici la școala mare? Mai e dacă la vânzare, ce mai există? S-au făcut practici și în toamnă acolo. Cum au făcut practici? Peste dulapuri? Cu dulapuri. Nu era asta în discuție. Dar ai fost la fie, n-are rost să se repete. Acum la fie de poziția. Ce n-are rost să-mi bătă cu rapid geamul. Da, așa e. Da, să pierdem în o parte. Acolo se o oră. E dar în ședința închisă. Thank you.